Mă numesc Gabriela, am 12 ani și locuiesc în satul Trebujeni, o localitate pitorească, așezată pe malul Răutului, unde ajung foarte mulți turiști. Noi ne mândrim cu locurile pitorești, casele bătrânești, cu decorul tradițional, dar cel mai important, ne mândrim cu pământurile pe care le avem. Avem soluri bogate nu doar la Trebujeni, ci în toată Moldova, iar principala ocupație a oamenilor de aici este să le prelucreze. Practic, toți locuitorii din sate au grădini care îi hrănesc. Bună ziua! Spor la treabă! Mulțumim! Astăzi am avut o lecție deosebită despre sol. Ziceam noi că fără sol nu putem să trăim, că este indispensabil pentru viața noastră, așa cum este aerul și apa. Haideți să vedem de ce. Solul ne ajută cu hrană. Noi putem colecta multă mâncare din el. Am aflat împreună cu colegii de clasă că unele acțiuni ale omului îl pot distruge. Tăierea pădurilor, folosirea îngrășămintelor chimice și aruncarea deșeurilor din plastic. Deșeurile din plastic, ele se degradează foarte, foarte greu și îmbolnăvesc pământul pentru mulți, mulți ani înainte. La lecția aceasta am aflat despre cât de rei sunt oamenii, că poluează natura, strică pământurile și până la urmă așteaptă de la pământ ca să facă toată treaba. Dar am discutat și ce putem face chiar noi ca să îl îngrijim. Noi putem să le protejăm, să le dăm în fiecare zi apă și să plantăm copaci cât de mult putem. Pe data de 5 decembrie, în fiecare an, este sărbătorită Ziua Solului. Iar această lecție de astăzi este organizată în acest context, pentru că este o zi în care noi cu toții ne amintim cât de important este să avem grijă de sol, să-l hrănim noi, pentru ca el să poată să ne hrănească la rândul lui pe noi. Toți cunosc că solul din Moldova este un avantaj datorită proprietăților sale și cu practicile agricole neprietenoase și nesustenabile care au fost până acum și care continuă, noi diminuăm aceste proprietăți. Respectiv, trebuie să luptăm ca să putem să le menținem și să putem să prevenim această degradare a solurilor. Eu cred că noi putem să avem grijă de sol, să-l păstrăm, pentru că el să poată să ne hrănească în continuare. Avem o diplomă pentru Marius.